Peste 60 de gherete amplasate pe străzi sau spațiile publice din sectorul Buiucane au fost evacuate pe parcursul anului trecut, de pretura sectorului respectiv. De asemenea, au fost evacuate 14 puncte mobile de comerț ambulant. Potrivit unei decizii semnate de primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, pe parcursul acestui an urmează a fi evacuate toate unitățile de comerț ambulant și staționare provizorii amplasate pe străzile principale din sector. Este vorba despre Calea Ieșilor, Alba Iulia, Ion Creangă și Vasile Lupu. Menționăm că anul trecut la Buiucane au fost demontate și mai multe panouri instalate ilegal. Unitățile de comerț ambulant de pe strada Ion Creangă au fost evacuate atunci când au început lucrările de reabilitare a străzii.